Bine v-am găsit la webinarul Alimente care vindecă. Tu cum îți modifici dieta în baza principiilor medicinei funcționale? Eveniment online din seria Sănătatea este în alimentație, organizat de Teste de Bine. Numele meu este Alexandra Mănăilă, sunt jurnalist specializat în domeniul medical și gazda dezbaterii de astăzi, a webinarului în care vreau să vorbim despre hrana noastră, cea de toate zilele, despre alimentele pe care le includem în dieta zilnică și felul în care ne influențează sănătatea. Celebrul inventator Thomas Edison spunea că medicul viitorului nu va mai trata corpul uman cu medicamente, ci mai degrabă va vindeca și preveni boala cu ajutorul nutriției. Plecând de la această remarcă, am invitat astăzi un medic al prezentului, pe doamna dr. Oana Trifu Bulzan, specialist în schimbarea stilului de viață, medic rezident în geriatrie, pentru a ne învăța cum să alegem acele alimente care să ne asigure o stare bună de funcționare a organismului, dar și să ne mențină sănătatea în condițiile în care nu toți reacționăm la fel la aceleași alimente. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre invitata de astăzi. Doamna dr. Oana Trifu Bulzan a absolvit Facultatea de Medicină Generală a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și Food and Nutrition in Health and Wellbeing la Harvard Extension School și, bineînțeles, abordează pacienții și din punct de vedere al medicinei funcționale, una din temele noastre de astăzi. Teste de Bine este prima platformă din România dezvoltată de Cactus Health, care facilitează accesul la teste avansate de diagnostic, dezvoltare de laboratoare cu experiență din Europa și din Statele Unite. Teste de Bine facilitează diagnosticarea precisă și abordarea personalizată a fiecărui pacient prin teste de laborator pe baza cărora se poate interveni nu doar asupra simptomelor, ci mai ales asupra cauzelor. Dacă aveți întrebări pentru invitata noastră, puteți să le trimiteți sub formă de mesaje sau comentarii pe pagina de Facebook Teste de Bine. Le vom prelua pentru a vă putea oferi răspunsurile. Revenind la tema webinarului de astăzi, cum îți modifici dieta în baza principiilor medicinei funcționale, aș vrea să începem discuția cu doamna dr. Oana Trifu Bulzan, în primul rând despre medicina funcțională, care este un termen totuși destul de nou și puțin cunoscut la noi în România. Aș vrea să vă rog să ne explicați în primul rând ce este acest tip de medicină funcțională. Bună, în primul rând îți mulțumesc pentru invitație și în al doilea rând îți mulțumesc pentru această întrebare, pentru că din păcate uneori ne jucăm așa cu niște termeni și trecem peste ei și nu îi înțelegem foarte bine. Medicina funcțională este, dacă vrei să glumim un pic pe seama ei, este medicina lui de ce. E ca un copil mic care întreabă în continuu de ce, de ce, de ce, până când mama e epuizată și nu mai poate să mai răspundă la de ce e soarele pe cer. În spiritul acestei întrebări ajungem în cele din urmă, de la o boală sau de la o simplă stare de rău, la o cauză de bază, la o cauză rădăcină, dacă putem spune așa. Să luăm un exemplu. De exemplu, în bolile cardiovasculare, să spunem, știm că, evident, ca în toate bolile există o predispoziție genetică și, dincolo de această predispoziție genetică, există niște factori modificabili, da, ai stilului de viață, de multe ori, care ne favorizează sau înfloresc pe baza acestei predispoziții genetice și duc la apariția primelor simptome și, în cele din urmă, a apariției bolii. Am menționat această etapă a primelor simptome, pentru că de multe ori în medicina funcțională
pacientul se prezintă sau clientul se prezintă la specialist cu o serie de simptome care încă nu au fost diagnosticate, încă nu au însumat un diagnostic și dacă e să glumim în continuare, în medicină funcțională există o caricatură foarte celebră cu un pacient care stă așa căzut, leșinat într-o parte și lângă el medicul cu un raport de analize spune: felicitări, aveți toate analizele perfecte. Cam asta se întâmplă de multe ori. Înainte să se instaleze propriu-zis boala, există o perioadă de, zic eu, o fereastră de oportunitate în care începem să ne simțim rău, dar nu suntem suficient de bolnavi cât să putem diagnostica acea boală. Ei bine, mă întorc la medicină funcțională. Ea merge și întreabă de ce? De ce te simți rău? De ce a apărut un colesterol mare? De ce au apărut niște glicemii mai mari? De ce s-a instalat o autoimunitate? Și mergând, cum spuneam, ca acel copil curios până la rădăcină, găsim că dincolo de o predispoziție genetică, care într-adevăr nu este de modificat, totuși ce ne e scris nu ne e pus în frunte și avem loc de joacă, de manevră în baza acelor trigări, în baza acelor variabile ale stilului de viață care vin și înfloresc pe predispoziția genetică. Și ajungem la niște chestii banale asupra cărora nu punem lupa de multe ori. Ajungem la alimentație, ajungem la exercițiu fizic, ajungem la aerul pe care îl respirăm, la stresul la care suntem expuși și așa mai departe. Sunt niște lucruri pe care le cunoșteam dinainte. Adică, cred că oricine s-a dus la medic și a plecat eventual cu o rețetă și cu niște recomandări. Vezi să mănânci mai sănătos, vezi să nu te mai stresezi, dar realmente reflectorul nu a fost pus asupra lor. Am plecat cu rețeta, am trecut pe la farmacie, mi-am luat medicamentele și mi-a zis să nu mă mai stresez. Bine, nu mă mai stresez. Deci asta face medicina funcțională. Se uită la, pune lupa, mută reflectorul de pe varianta clasică, da, fără a o exclude, deci nu este o medicină paralelă, este pur și simplu o completare. Vine și pune reflectorul asupra acelor factori ai stilului de viață modificabili. Și pentru că am vorbit despre alimentație, aș vrea să întreb ce rol joacă nutriția în medicina funcțională. Mă bucur că ai întrebat. Nu știu dacă nutriția joacă un rol mai important decât alți factori modificabili ai stilului de viață, pentru că îți spuneam, avem de-a face cu alimentația, cu stresul, cu somnul. De multe ori spun că dacă am putea să înmagazinăm somnul într-un medicament, ar fi cel mai eficient medicament de pe suprafața pământului. Însă, în momentul în care ți se spune să-ți îmbunătățești acești parametri, e mult mai greu să schimbi stresul. E mult mai greu să modifici aerul pe care îl respiri și este cel mai ușor să umbli în farfurie și să faci niște modificări. Deci da, este extrem de important, nu știu dacă este cel mai important, dar cu siguranță este cel mai accesibil și cel care poate fi schimbat cel mai ușor. Și zic eu, din experiența mea, poate că alții care lucrează cu aerul mă vor contrazice, zic eu că are cele mai spectaculoase rezultate. Aș mai vrea să mai facem o clarificare. În ce măsură medicina funcțională merge mână în mână cu medicina alopată? Da, foarte frumoasă întrebarea și clarifică exact ce vreau să spun. Medicina funcțională nu contrazice cu nimic medicina alopată. De fapt, am putea spune că este inclusă în medicina alopată. Pur și simplu vine la pachet cu niște completări, cu o formă de, îți spuneam, a pune reflectorul într-o zonă în care medicina alopată sau medicina în forma în care suntem obișnuiți să o practicăm nu are timp să se ocupe. Dacă discutăm despre un consult de 20 de minute, da, în care apuci să vorbești cu pacientul și cel doare și care sunt antecedentele din familie și când eventual să te uiți pe un dosar atâta cu care vine la tine, deci este un timp foarte scurt. Nu ai timp să-l întrebi cum mănâncă de dimineața, dacă mănâncă când e stresat, dacă bea apă, dacă doarme, cum doarme, când se trezește, ce a mâncat înainte să se culce și așa mai departe. Deci medicina funcțională vine și completează într-un mod cât se poate de armonios varianta noastră clasică de a investiga și evident de a merge mai departe în parteneriat cu pacientul înspre bunăstarea lui. Și pe
pentru că vorbim de întrebări. De ce? Cum mănâncă? O altă întrebare este legată de ce anume mănâncă și aici aș vrea să ajungem la alimente. Dacă există alimente care vindecă și în ce măsură testele de microbiom ajută la identificarea acestora? Aș propune să facem un pas înapoi și să vorbim o secundă despre microbiom, da? Poate cei care ne ascultă nu sunt familiarizați exact cu acest univers minunat. Deci microbiota intestinală este acea populație de microorganisme care se găsește în burtica noastră, da? Care se ne populează intestinele. Testele de microbiom vin și urmăresc aceste familii care locuiesc în burtica noastră și le dozează așa cum dozăm analizele de sânge. Da? Avem niște valori de referință, avem niște tulpini pe care le dozăm și vedem dacă suntem în interiorul valorilor, dacă suntem de-a dreapta sau de-a stânga, deci dacă sunt prea multe și prea puține. Iar rezultatele vin și ne spun că e posibil să avem un exces din anumite tulpini, că e posibil să avem o carență din altele. Evident, o parte din ele sunt în limite și le lăsăm acolo că stau bine. În ce măsură ne ajută în medicină funcțională testele de microbiom? Mi se pare de neconceput medicina funcțională fără testele de microbiom, pentru că știm deja o mulțime de informații despre acest univers incredibil care ne populează. Ei sunt foarte numeroși, sunt mult mai numeroși decât celulele corpului nostru. Deci probabil că suntem mai mult microbiom decât celulă umană și în contextul acesta nu putem să tratăm omul ca un tot unitar fără să ne uităm și în microbiom. Din punctul meu de vedere, și să dea Dumnezeu să trăiesc aceste vremuri, în acea baterie de teste obligatorii, de teste de evaluare, da, pe care le facem, sper eu, anual, ar trebui să existe la un moment dat și un test de microbiom. E ca și cum te uita la analizele unui om fără să te uiți la o hemogramă. Adică e esențial, ca să zic așa. Mai departe, ce legătură au alimentele și alimentația și dacă pot vindeca în raport cu microbiomul? Ei bine, dacă este ne gândim la familiile astea de microorganisme care ne locuiesc, putem să le privim și din prisma apetitului lor pentru diverse alimente. Putem să ne gândim că în intestinele noastre locuiește familia lui frunză verde, cea care evident se hrănește cu frunză verde, familia lui zahăr, care iubește foarte mult zahărul, familia lui fructe de pădure, care iubește fructele de pădure și așa mai departe, sunt sute de specii. Da? Evident că dacă eu am un apetit pentru anumite tipuri de alimente, să spunem că sunt, așa cum se întâmplă foarte des, sunt o persoană care consumă extrem de mulți carbohidrați rafinați, da? Îmi place să mănânc la micul dejun niște pâine albă sau niște cereale rafinate cu ceva, îmi place la prânz să mănânc paste și cartofi prăjiți, îmi place seara iarăși să mănânc acel comfort food care este de obicei carbohidrat, este evident că familia lui carbohidrat și a lui zahăr este mult mai numeroasă și mult mai puternică decât familia lui frunză verde. Are de suferit evident familia lui frunză verde. Prin urmare, în testul de microbiom voi descoperi acele tulpini care sunt hrănite de carbohidrații rafinați în exces, în vreme ce tulpinile care ar trebui să fie hrănite de legume, de proteine și așa mai departe vor fi în carență. Deci aici putem să venim și să ajustăm bidirecțional și aici e magia. Putem să ajustăm atât din alimentație și evident să-i hrănim pe cei care știu că ne fac bine prin anumite alimente, dar odată ce avem testul de microbiom, putem să venim și cu niște suplimente care să ne ajute să reglăm mai repede flora, astfel încât apetitul să crească pentru alimentele de care avem nevoie. Deci este bidirecțional. Și îmi permit să-ți dau un exemplu în cazul fungilor, care sunt acele populații care cresc în momentul în care consumăm carbohidrați rafinați, zahăr, da? În exces. Avem de obicei un exces de fungi în microbiot. E, ăștia, dacă sunt foarte mulți, cer de mâncare, da? Stau acolo în burtica noastră și zic vreau neapărat ciocolată, vreau neapărat papanaș. Prin urmare, apetitul pe care îl avem noi pentru aceste alimente rafinate și din păcate nocive pentru corpul nostru este dublu. Este și apetitul nostru, da, pentru că ne plăcea în copilărie să ne facă mama papanaș, dar și apetitul microbiotei. Și atunci noi ne luptăm cu, cum să zic, resurse reduse, cu mai multe pofte. În momentul în care vii și redesenezi microbiomul,
reduci, renunți la pofta altuia și rămâi numai cu pofta ta, cu acea asociere din copilărie cu mama și papa nașii, cu care poți lupta mult mai ușor. Iar eu pot să-ți povestesc din experiența mea proprie, când am avut un asemenea exces în microbiotă. Odată ce am început să redesenez microbiomul astfel încât să-mi favorizeze apetitul pentru alimente mai sănătoase, cred că în termen de o săptămână deja nu mai mi-era poftă de dulce. Nu e că am uitat că e bun dulcele, pur și simplu nu mai îmi trebuie. Știu că e bun, o să-l mănânc la ocazii speciale, așa cum e și normal și natural, dar nu mai sunt nebunită, nu mai iese din controlul, din sfera mea de control, alegerea pe care o fac. Dacă există sau ba alimente vindecătoare, aici cred că termenul de vindecătoare este prea puternic. Adică nu cred că avem niște alimente care să fie atât de puternice. Sigur, avem niște alimente adjuvante, avem niște alimente, le spunem noi, funcționale, care ajută. Este clasicul ulei de măsline din dieta vegetariană, din dieta mediteraneană, scuză-mă, care știm că are o mulțime de beneficii. Sunt fructele de pădure, care sunt extrem de bogate în antioxidanți. Este turmericul, care este un compus care are atât de multă eficiență încât este comparabil cu antiinflamatoarele utilizate în reumatologie. Deci există într-adevăr alimente mai puternice decât majoritatea. Dar cred că o dietă echilibrată și personalizată fiind bolduită așa în această conversație, este de fapt vindecătoare, nu un aliment în sine. Practic, odată făcut testul de microbiom, e absolut necesar să existe și o dietă. Aceste diete post, să spunem, test, cum ar trebui ele stabilite? De ce trebuie să țină cont medicul? Depinde ce a ieșit în rezultat. Cum lucrez eu de obicei este că la o primă întâlnire stabilim niște însănătoșiri generale ale dietei și la următoarea întâlnire, când deja avem rezultatul unui test de microbiom, putem să personalizăm aceste însănătoșiri. Da? Putem să găsim, cum spuneam, un exces de candida, să spunem, și atunci automat discutăm despre o variantă în care să înfometăm, da, acea candida și să creștem aportul de alimente care vor hrăni populațiile concurente, dacă vrei, situație în care, spre exemplu, nu mai consumăm zahăr și lactate pe o perioadă de timp. Sigur că zahărul nu va avea beneficii niciodată pentru noi, deci putem să renunțăm, bine mersi, la el fără probleme. Deci nu aș putea spune cum ar trebui să arate la modul general o dietă, pentru că fiecare dietă este personalizată în funcție de rezultatul testului. Sunt persoane care fac exces de carne și atunci mai reducem din această categorie alimentară. Sunt persoane care, și foarte multe, care nu consumă suficiente legume și atunci testul de microbiom îți spune, vezi că trebuie să crești aportul de fibre din legumele proaspete. Deci este imposibil de spus cum ar trebui să arate pentru toată lumea, pentru că fix asta este magia acestei abordări, personalizarea. Nu există o dietă valabilă pentru toată lumea. Și nici, să spunem, un set de alimente pe care oricum ar trebui să le scoți din alimentație. În niciun caz. Aici este iarăși o discuție foarte interesantă și intră într-o altă categorie de testare cu aceste instrumente foarte, foarte utile și spectaculoase pe care le are medicina funcțională. Putem să intrăm în categoria sensibilităților și alergiilor alimentare, dar în mod particular a sensibilităților, pentru că reacțiile alimentare pot fi inclusiv la alimente sănătoase. Da? Avem mai multe tipuri de reacții alimentare. Există reacțiile de intoleranțe alimentare, care în general se referă la un deficit enzimatic, și apoi există alergiile și sensibilitățile alimentare, care sunt testate prin reacția IgG, da? Deci reacția de imună într-o anumită componentă imună la anumite alimente care pot fi extrem de sănătoase. Spre exemplu, eu am reacție de sensibilitate alimentară la hrișcă, care e super cereală. Toată lumea care nu mănâncă gluten vrea să mănânce hrișcă. Fiecare pâinică artizanală conține hrișcă, iar eu am reacție la hrișcă. În mod normal, după toate normele și după toate recomandările Pământului, eu ar trebui să mănânc hrișcă. Și cu toate astea, este un aliment sănătos la care am o reacție de sensibilitate alimentară. Iată, deci, ne întoarcem, văd că tot roim în jurul acestui cuvânt, personalizare.
Cum se poate modela microbiomul prin alimentație și în cât timp se poate realiza acest lucru? Prin alimentație, sigur, se poate modela, pentru că este, dacă vreți, o logică simplă. Dacă eu hrănesc familia lui Zahăr, va crește, se va mulți, o va duce bine familia lui Zahăr. Dacă în opoziție hrănesc familia care se hrănește cu fibre alimentare, ei vor crește și vor prospera și așa mai departe. Însă, eu nu sunt de principiu foame, apă, paie și bătaie, da? Deci nu cred că ar trebui să suferim foarte tare atunci când ținem o dietă, atunci când încercăm să ne redesenăm microbiomul. Și în acest context, cred că ajutându-ne de testele de microbiom, putem face o redesenare și cu ajutorul nu doar alimentelor, ci și a suplimentelor pe aceste teste de microbiom în baza rezultatelor și să devină mult mai ușor, pentru că atunci când populația de organisme care se hrănește cu fibră crește, ajunge să-ți fie poftă de alimente sănătoase. În vreme ce pe calea mai grea te forțezi să mănânci alimentele sănătoase ca în cele din urmă, după o perioadă mai lungă de timp, să ajungi într-adevăr să te obișnuiești, da, și să nu mai poți mânca fără legume. Și ca să vă răspund și la întrebarea legată de timp, în principal în 3 luni de zile reușești să redesenezi microbiomul folosind atât suplimentele și alimentația, evident că nu se poate. Aș vrea să vorbim și despre testele ImmuPro și cum ajută ele în dietele antiinflamatorii. Da. ImmuPro este primul test de medicină funcțională cu care am luat contact în viața mea. De altfel, mi-a deschis apetitul pentru mai mult și am să fiu sinceră și am să spun că prima oară când am auzit de aceste sensibilități IgG, am fost, așa cum cred că sunt majoritatea celor care au un background medical, am fost un pic surprinsă, am ezitat, dar am mers mai departe, am făcut testul, am descoperit acea hrișcă pentru care eu mărturisesc că mă investigam de multă vreme în baza acelor reacții pe care le aveam, mă căutasem pe la toți doctorii fix ca animația, caricatura despre care vă povesteam la început, mie mi-era rău și nu știam de la ce. Ei bine, am descoperit că în momentul în care consumam și consumam, pentru că aveam o alimentație impecabilă și mâncam hrișcă în fiecare zi la micul dejun, imediat după ce consumam hrișcă la un interval de timp aveam acele simptome care mă supărau și am descoperit, grație testului ImmuPro, explicația în cele din urmă. ImmuPro vine și face cireașa de pe tort. Odată ce ai curățat deja dieta, ai deja o alimentație foarte curată și totuși îți rămân o grămadă de mărunțișuri pe care nu știi să ți le explici. Uneori aceste mărunțișuri nu sunt chiar mărunțișuri, sunt extrem de supărătoare. ImmuPro vine și îți face lumină în cadrul unor diete care trebuie neapărat personalizate, în cadrul unor diete care sunt deja sănătoase și totuși nu au logică până la capăt. Te trezești că ai niște sensibilități alimentare la niște alimente care sunt considerate la modul general de extrem de sănătoase. Este fascinant ce rezultate poți să vezi atât la persoanele sănătoase, cât și la persoanele cu o patologie, în special o patologie autoimună, atunci când elimini acele alimente la care ai sensibilitate alimentară și pe care, din păcate, nu poți intui în niciun alt fel. Pentru că aceste alimente, adică nu ține seama de normele generale, de ceea ce consideră a fi sănătos populația în general, da, sau specialiștii în general, aceste sensibilități alimentare nu țin cont de ele. Poate să fie la orice, inclusiv la un aliment extrem de sănătos. Și atunci un test ca ImmuPro vine să le identifice și să te ajute să iei măsuri pentru menținerea sănătății. Da, și pentru îmbunătățirea stării de bine, pentru că de obicei sunt niște reacții constante, pentru că sunt alimente pe care le consum aproape zilnic, să spunem, da, odată la câteva zile și le ai permanent și nu știi de unde vin și cauți peste tot, te plimbi pe la toate specialitățile și nu înțelegi de ce te simți rău și
iată de unde era ascuns în hrișcă rezultatul, soluția problemelor tale. De multe ori medicii recomandă dietele antiinflamatorii. Care sunt beneficiile acestui tip de dietă? Aș vrea pe scurt așa să le enumerăm și pentru că sunteți și specialist în anti-aging, aș vrea să ating un pic și acest subiect legat de dieta antiinflamatorie și influențele ei asupra anti-aging-ului. Eu gândesc că inflamația din corp ca un fel de pahar pe care îl are fiecare, mai mult sau mai puțin plin. În momentul, atunci când suntem nu neapărat bolnavi, ci în acea stare preboală despre care discutam, sau pe măsură ce înaintăm în vârstă, paharul ăsta de inflamație se umple. La un moment dat ajunge să dea pe din afară și să declanșeze fie o boală, fie o simptomatologie foarte zgomotoasă și neplăcută. Dieta antiinflamatoare vine și golește atât cât îți permite inflamația, da, că sunt unele cauze ale inflamației, nu dispar, însă golește paharul. Deci noi nu ne îmbolnăvim, nu facem o boală reumatologică din cauza faptului că am ținut sau n-am ținut dieta antiinflamatoare, dar în momentul în care paharul nostru este plin, îl golim de pe unde putem. Și putem să-l golim, așa cum spuneam la început, cel mai ușor din farfurie. Sigur că aici există și teorii conform cărora e posibil ca pe acel teren fertil genetic, o disbioză și de aici toate, cum să zic, cărțile care cad ca piesele de domino, da, care decurg din această disbioză, o permeabilitate intestinală și apariția diversilor anticorpi în sânge, pot fi triggerul acelei boli. Dar ar fi exagerat să spunem că ne-am îmbolnăvit de la asta. Cert este că putem să îmbunătățim foarte mult starea în momentul respectiv, fie că vorbim de o stare de sănătate oficială cu niște simptome pe care nu reușim să le identificăm, fie că vorbim chiar de o boală, putem să le îmbunătățim foarte mult din dietă. Când vorbim despre din dietă în sensul de dieta antiinflamatoare, când vorbim despre îmbătrânire, dacă stăm bine să ne gândim ce înseamnă îmbătrânirea, dacă nu o sumă de pierdere a proceselor, a capacității noastre de a elimina toxinele sau diversi produși toxici din corp, o pierdere a capacității noastre de a tampona radicalii liberi, o pierdere a capacității mitocondriei de a funcționa optim. Deci sunt mai multe mecanisme care până la urmă se reduc la capacitatea noastră de a ne adapta la mediul înconjurător. Realmente suntem agresați din toate părțile dacă trăim într-o lume care este poluantă și toxică, ăsta este adevărul. Nu trăim într-un glob de cristal și funcționăm permanent optim. Până la urmă și aerul și mâncarea și absolut orice factor cu care intrăm în contact provoacă un grad de inflamație în corpul nostru. Deci și îmbătrânirea, la fel ca și apariția bolilor, poate fi sau este legată, dacă vreți, prin acest fluid esențial pentru boală care este inflamația. Ținând dieta antiinflamatoare, reducem încărcarea inflamatorie din corpul nostru nespecific. Deci nu acționăm neapărat asupra ce legătură are dieta și burta cu articulația, care nu ne doare genunchiul, da? E, inflamația, acest fluid care le leagă pe toate, da? Deci reducem de unde putem și putem din farfurie. Sigur că stilul de viață antiinflamator nu înseamnă doar mâncare, dar așa cum spuneam la început, e cel mai ușor abordabil să începi din farfurie și apoi când începi să vezi rezultate te încurajează să modifici și alte aspecte ale vieții tale. Mi-a rămas în minte povestea pe care ați spus-o legată de sensibilitatea la hrișcă, de la un aliment sănătos. Ce pot face persoanele care au sensibilitate la astfel de alimente considerate sănătoase? Ce pot face persoanele care au, în momentul în care au identificat aceste sensibilități printr-un test de sensibilități IgG, există un protocol care se aplică, se elimină o perioadă de timp alimentele respective, după care se încearcă reintroducerea treptată a alimentelor și pe rând, niciodată nu adăugăm mai multe alimente odată și urmărirea
eventualelor simptome care apar. De exemplu, momentul în care introducem un aliment la care inițial eram sensibil, urmărim tot soiul de simptome nespecifice. Mă dor articulațiile, mă doare capul, mi-a apărut acea stare de extenuare, de oboseală, brusc sau, în fine, pur și simplu în ziua respectivă. Dacă nu apar aceste simptome 3 zile la rând, atunci putem să reintroducem în alimentație alimentul respectiv, evident rotându-l astfel încât să nu-l consumăm în exces. Dacă reapar, atunci eliminăm din dietă alimentul respectiv până poate, nu știu, peste o perioadă mult mai îndelungată în care putem să verificăm dacă nu cumva s-a schimbat ceva. De obicei rămâne câte un aliment sau, mă rog, câteva alimente rămân în alimentație, rămânem sensibili în vreme ce la majoritatea se redezvoltă toleranță. Sunteți specialistă în stilul de viață. Stilul de viață sănătos este un deziderat și îl auzim de multe ori spus, dar pe cât e ușor de spus, pe atât e greu de implementat, de ținut. Ce înseamnă în accepțiunea dumneavoastră stil de viață sănătos și cât de mult contează dieta în această ecuație? Știu că ați spus că e ușor să începem cu farfurie, dar dieta în sine cât de mult contează în stilul de viață sănătos? Este esențială. Nu poți să renunți la ea. Nu poți să ai un stil de viață sănătos cu o dietă nesănătoasă. Și chiar am văzut clienți care fac sport, dorm bine și cu toate astea, dacă nu modifică dieta, nu pot. Și să vă spun sincer, în ultima vreme am văzut acel profil vestic, dacă vreți, nesănătos al analizelor la persoane tinere care fac sport, care dorm, dar nu mănâncă sănătos. Deci nu este neapărat cel mai important, dar este indispensabil. Și dacă ar fi să definim ce înseamnă acest stil sănătos, din ce se compune el? Stilul de viață în general sănătos se referă atât la alimentație cât și la somn, la reglarea stresului, nivelului de stres, la exercițiu fizic și la acea componentă socială la care ne uităm foarte rar, dar există studii foarte frumoase dacă stăm să ne gândim, care arată că acea inflamație despre care vorbeam mai devreme ne scade în momentul în care avem în jurul nostru sau pur și simplu să știm că există acolo pentru noi o mână de prieteni pe care poți conta la bine și la rău. Deci avem nevoie de un cerc social astfel încât să fim cu adevărat bine și asta face parte din ecuația stilului de viață sănătos. Dacă ne limităm la a discuta despre alimentație ca o componentă a stilului de viață sănătos, sigur că știm toți ce se vorbește și la televizor și pe internet și toată lumea a auzit că trebuie să avem un consum bogat de fructe, legume și cereale integrale. Aici, din păcate, eu nu sunt întru totul de acord, pentru că se elimină acea componentă de personalizare. Sunt persoane care, mai ales cele care au o predispoziție autoimună, care trebuie să reducă aportul de cereale astfel încât să se simtă bine, pentru că, iată, suntem foarte încărcați. Avem o dietă excesivă compusă din cereale. Noi știm că e pâinea noastră cea de toate zilele, dar din păcate pâinea de când a fost scrisă Biblia, cea de toate zilele, nu era pâinea din zilele noastre, nu avea componentele pe care le are altul era grâu. Noi facem exces și nu ne lipsește pâinea, pasta, cartoful la toate mesele. În fine, la mic dejun facem exces de pâine, la prânz facem exces de cartof, seara facem exces din alte cereale. Deci avem o componentă, avem o alimentație foarte bogată în aceste alimente și ne-ar prinde bine, cel puțin în unele cazuri, iarăși discutăm despre personalizare și despre trecerea așa prin toate comportamentele noastre, ne-ar prinde bine să nu mai luăm așa ca atare acea afirmație, pentru că avem prost obicei de a lua ce ne place nouă. A spus să mănânc cereale integrale, super, gata, mâncăm toată ziua orez integral, care de fapt și de drept nu e cu mult diferit de orezul alb. Cam asta ar fi. Ce sfaturi aveți pentru cei care vor să adopte un stil de viață sănătos, dar nu reușesc?
Cred că, în general, încercăm să adoptăm un stil de viață sănătos, pornind așa cu toate motoarele turate la maxim. Vrem să mușcăm mai mult decât putem mesteca. Eu cred cu tărie în schimbările mici, dar sustenabile, în pașii mărunți, în adoptarea acelor comportamente nu pe care le putem menține 3 luni de zile până ajungem la greutatea pe care ne-o dorim, ci pe care le putem menține toată viața. Și trebuie să privim înainte către obiectivele împlinite pe termen lung, nu mâine, astfel încât să putem nu doar să atingem ținta dorită din punct de vedere al cântarului, ci și din punct de vedere al sănătății. O dietă sănătoasă 3 luni de zile nu este o dietă sănătoasă. O dietă sănătoasă trebuie țintă toată viața. Care sunt cele mai importante principii de nutriție de care ar trebui să ținem cont ca să ne menținem sănătoși cât mai mult timp? Iarăși ne întoarcem așa într-o structură circulară, cum îmi place, la acel cuvânt al personalizării. Sigur că în momentul în care începi să cureți o dietă, te uiți la câteva aspecte. Consumăm mic dejun, nu consumăm mic dejun. Are macronutrienții de care avem nevoie, nu are macronutrienții de care avem nevoie. Avem cine mai bogate decât micul dejun, nu avem cine. Deci sunt câteva principii generale, dar odată ce ai penetrat dincolo de această bază a piramidei alimentației sănătoase, trebuie automat și obligat să intrăm cu acele aspecte de personalizare. Pentru că vă spun sincer, atât din experiența mea, cât și ce am văzut la clienții mei, este imposibil să ai o dietă sănătoasă fără să o personalizezi. Nu există un șablon valabil, nici măcar într-un procent decent pentru toată lumea. Înainte de a trece la sesiunea dedicată întrebărilor și răspunsurilor, aș vrea să vă reamintesc de platforma Teste de Bine, care facilitează diagnosticarea precisă și abordarea personalizată a fiecărui pacient prin teste de laborator pe baza cărora se poate interveni asupra cauzei, nu doar asupra simptomelor. Și acum, doamna doctor, aș vrea să vă invit să răspundeți la câteva dintre întrebările trimise de cei care ne-au urmărit astăzi. Postul intermitent este la modă. Iată o întrebare. Ce părere aveți despre postul intermitent? Este benefic și care sunt riscurile? Din păcate, părerea mea vis-a-vis de postul intermitent nu este populară. Pentru că eu cred că ar trebui să suprapunem informațiile pe care le avem vis-a-vis de postul intermitent peste informațiile pe care le avem despre cronobiologie și implicit despre crononutriție. Știm că organismul nu funcționează la fel dimineața și seara. Avem o capacitate enzimatică mult mai bună în prima parte a zilei decât în a doua parte a zilei. Avem organe în corp care funcționează după un ceas al lor care este sincronizat cu ceasul natural, da, după ritmul somn-veghe și ritmul lumină-întuneric, și însumând toate aceste informații, care nu sunt deloc puține, din păcate, sau din fericire, spun din păcate, pentru că au devenit foarte populare pe internet informațiile despre post intermitent și, din păcate, puțin promovate informațiile despre cronobiologie și crononutriție, chiar dacă să știți că inclusiv la UMF București există un articol foarte, un studiu foarte frumos și foarte clar despre cronobiologie și crononutriție, deci avem inclusiv pe plaiuri mioritice informații, generate informații în această zonă, deci ar trebui să le suprapunem și să concluzionăm că putem ține post intermitent doar atunci când îl suprapunem peste firesc, peste cronobiologie, adică în loc să sărim peste micul dejun, așa cum se practică într-o proporție covârșitoare de situații, putem cel mult să sărim peste cină în momentul în care și corpul nostru vrea să se odihnească. Eu spun întotdeauna că dacă avem o cină bogată, corpul are aceeași senzație pe care o avem noi dacă ne sună cineva după ora 6-7 când am plecat de la muncă și ni se spune: nu vrei să stai toată noaptea și să lucrezi la un raport? Exact așa se simte și sistemul digestiv, și ficatul, săracul, și pancreasul în momentul în care eu vin cu o cină bogată, atunci când el știe că i s-a terminat deja programul. În contrapartidă pot, dacă vreau neapărat să am o pauză alimentară mai mare, să sar cu totul peste cină sau să-i ofer o masă călduță, ușoară, o supă, zic eu întotdeauna că este cea mai fericită situație de cină, dar micul dejun este cel care dictează ritmul zilei, este un fel de informare, un buletin informativ care se transmite în tot corpul și ne spune că vezi că avem nevoie de energie, vezi că am nevoie să consum și depozitele în cazul în care există niște depozite mai
mai consistente de obicei pe coapse, pe burtică. Deci micul dejun dictează ritmul zilei. Nu se sare niciodată peste micul dejun. Iar în ceea ce privește riscurile? Riscurile sunt, din păcate, incomplet cunoscute. Se promovează foarte mult despre postul intermitent, beneficiile intensificării autofagiei, dar, realist vorbind, persoanele care au descoperit, era o echipă din Japonia care a descoperit mecanismele autofagiei, a spus, la fel într-o declarație prea puțin populară și mediatizată, că nu se cunosc până la capăt ce se întâmplă, nu se cunoaște până la capăt ce se întâmplă cu aceste mecanisme în corpul uman, pentru că ele au fost studiate în laborator, în eprubetă, dacă e să spunem așa, și nu în interiorul corpului uman, unde evident situația este mult mai complicată, pot interveni și alte mecanisme din corp în raport cu autofagia și pot interveni și alte mecanisme din afara corpului, așa cum erau, de exemplu, niște viruși asociați cu cancerul de sân, care pare că aveau capacitatea de a interveni în aceste mecanisme ale autofagiei, în special atunci când ele erau intensificate din sau datorită postului intermitent. Deci, realist vorbind, nu știm totul despre beneficiile și implicit despre riscurile postului intermitent. Știu cu siguranță că există niște beneficii, însă nu putem să cântărim cât de grele sunt aceste beneficii despre care vuiește internetul, pentru că nu cunoaștem riscul. Adică da, vreau să-mi intensific autofagia și să intensific acele procese. Autofagia este procesul de curățare, de autocurățare, de trimitere a gunoiului, dacă vreți, și implicit de aici încolo este îmbunătățită imunitatea, pentru că se consumă niște rămășițe de celule care nu mai sunt funcționale, niște virusei, da? Deci există niște beneficii, dar nu le pot evalua și nu pot spune că am de câștigat câtă vreme nu știu ce e în celălalt taler. Am fost diagnosticată cu tiroidită Hashimoto în urmă cu 5 ani. Urmez tratamentul prescris de medic și am exclus din propria inițiativă glutenul și zahărul. Credeți că sunt și alte alimente pe care ar trebui să le scot? Ce părere aveți? Hashimoto e foarte comună. Aud foarte des Hashimoto, cred că trăim cel puțin în România într-o pandemie, că tot e la modă cuvântul de Hashimoto. Persoana care ne-a adresat întrebarea a făcut foarte bine că a eliminat glutenul, pentru că există într-adevăr studii care ne arată o legătură între consumul de gluten și generarea acestor anticorpi care duc la apariția tiroiditei Hashimoto. Zahărul nu e de niciun folos, deci e întotdeauna o idee bună să-l consumăm. Acum, tiroidita Hashimoto este o boală autoimună. În bolile autoimune, dieta antiinflamatoare, de care am vorbit puțin mai devreme, este benefică, dar dieta antiinflamatoare, și mă bucur că a revenit această discuție, dieta antiinflamatoare este extrem de restrictivă. Dacă e să mergem ca la carte cu dieta antiinflamatoare, avem o mulțime de alimente pe care nu le consumăm. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este iarăși nefericit, pentru că în momentul în care nu consumi o mulțime de alimente, riști niște deficite. Și aici mă întorc la testele ImmuPro și la testele de disbioză, care ne permit, în special ImmuPro, să adăugăm din alimentele care ar fi în mod normal excluse în dieta autoimună. Pentru că, spre exemplu, în formatul clasic, standard al dietei autoimune, se elimină ouul. Ori eu iubesc ouul, este proteină de calitatea întâi, este un aliment complet, este minunat. Și dacă văd că nu am reacție imună de niciun fel de fel, nici măcar IgG, deci cea despre testele despre care am discutat mai devreme, atunci pot să reinclud oul în dieta autoimună. Și asta e valabil pentru o mulțime din componentele ei și ajungi la o dietă autoimună extrem de permisivă, care este personalizată astfel încât să excludă doar acele alimente care nu ne fac cu adevărat bine și în rest să aibă suficientă diversitate pentru a ne menține toți parametrii sănătoși, inclusiv microbiomul, inclusiv tot necesarul de vitamine, de minerale și așa mai departe. Am vorbit despre testele de microbiom. Iată o întrebare: în ce constă mai exact un test de microbiom? În ce afecțiuni îl recomandați?
cum spuneam mai devreme, nu cred că e nevoie să ai o afecțiune, pentru că ar trebui să facă parte din analizele de bază. Cel mai restrictiv pachet ar trebui să includă testele de microbiom, pentru că ne putem optimiza oricând starea de sănătate. Și aici fac o mică paranteză ca să modific acea viziune pe care o avem noi vis-a-vis de sănătate și de boală. Fac întotdeauna acea comparație cu un întrerupător. Suntem sănătoși sau suntem bolnavi? În realitate e mai mult o rotiță din aceea care reglează intensitatea luminii sau, dacă vreți, o axă în care într-o extremitate suntem sănătoși și în cealaltă bolnavi, iar noi de-a lungul vieții ne mișcăm de-a lungul acestei axe. Oamenii sunt șocați în momentul în care li se spune că sunt bolnavi, dar în realitate nu suntem niciodată 100% bolnavi sau 100% sănătoși. În momentul în care îți faci un test de microbiom, faci încă un pas în direcția sănătății. Deci nu trebuie să fii neapărat bolnav. Sigur că el este indicat și în diverse boli, pentru că iarăși te mută, chiar dacă ești mai spre colțul dinspre boală, te mută mai aproape de starea de sănătate. Cum decurge un asemenea test? Este un test care se face din scaun, se recoltează din scaun materialul biologic, este trimis către laborator unde se dozează tulpinile respective și vine rezultatul, așa cum vin și testele de analizele de sânge, da, avem niște valori de referință și diverse tulpini care pot fi în valorile de referință, în afara, într-o parte sau în cealaltă. Am 45 de ani și am intrat la menopauză. Care sunt recomandările de dietă? Sunt alimente la care ar trebui să renunț? Cum ar putea ajuta un test de floră intestinală? Practic sunt trei întrebări într-una. Da, vă spun sincer că aceasta este grupa mea de vârstă preferată, pentru că exact aici suntem în fereastra de oportunitate înainte să se instaleze bolile. De obicei, sigur că există și instalare mai precoce, dar de obicei aici suntem înainte de instalarea bolilor, dar într-o etapă de vârstă în care totuși ne resimțim. Dacă la 20 de ani nu dormim 3 nopți și apoi mâncăm fast food, funcționăm fără nicio problemă. Organismul încă poate să compenseze fără probleme toate agresiunile pe care le primește. În vreme ce la 40 de ani, dacă n-ai dormit o noapte, a doua zi zaci. Dacă ai mâncat ceva prost, a doua zi zaci. Zic eu, de multe ori, încep să ne doară balamalele. Și asta nu este întru totul rău, pentru că atunci când facem niște schimbări în bine, se simte. La 20 de ani nu vedeam că ne simțim mai bine când facem o schimbare în bine. La 40 deja ne simțim și atunci asta ne încurajează să mergem mai departe. Ce se întâmplă la 40 în mod particular, ca să zic așa? În primul rând, câteva idei care îmi vin rapid în minte. Ar trebui să umblăm puțin la aportul de proteine, pentru că pe măsură ce înaintăm în vârstă, ne crește necesarul de proteine și apoi ar trebui să în această etapă ar trebui să începem să creștem treptat aportul de proteine. Dacă am crescut aportul de proteine pentru a menține constant aportul energetic, înseamnă că trebuie să mai reducem un pic din aportul de carbohidrați. Vă spuneam că pe măsură ce înaintăm în vârstă avem nevoie de acel aport de proteine crescut pentru că se instalează sarcopenia, deci scade mușchiul, dacă pot să zic așa. Un alt lucru care scade este producția enzimatică și atunci trebuie să avem grijă și să respectăm cu atât mai mult principiile cronobiologiei, pentru că odată ce încărcăm cu alimente, sistemul digestiv, alimente care nu pot fi digerate la fel de bine, crește inflamația, crește nivelul în paharul nostru, da? Și în această situație trebuie să avem grijă. În prima parte a zilei avem un bagaj enzimatic mai bun, deci atunci mâncăm ce ne poftă și ce e un pic mai greu și seara o lăsăm mai moale. Apoi sunt câteva vitamine asupra cărora trebuie să ne concentrăm în această etapă de vârstă și mai departe. B12-le scade înaintând cu vârsta, vitamina D, care din păcate este o problemă la toate etapele de vârstă. Deci sunt câteva ajustări pe care le putem face, dar ceea ce este extrem de important este să profităm de această fereastră de oportunitate și să ne bucurăm că vedem impactul pe care poate să-l aibă stilul de viață asupra corpului nostru, să vedem cât de multe lucruri putem să înfăptuim aici, în acest moment, pentru a investi într-o tinerețe pentru a ne bucura de pensie, dacă pot să zic așa.
Vă mulțumim pentru informațiile pe care ni le-ați oferit astăzi. Întrebările la care timpul nu ne-a mai permis să vă răspundem își vor putea primi răspunsurile pe pagina de Facebook Teste de Bine în cel mai scurt timp. Teste de Bine are în portofoliu testul ImuPro pentru identificarea alergiilor și intoleranțelor alimentare. Testul ImuPro este disponibil în clinici partenere Teste de Bine din București și din țară. Clinicile partenere le puteți găsi căutând pe site-ul testedebine.ro la rubrica Clinici partenere. Proba pentru test se recoltează în clinici și se trimite către laboratorul din Germania. De asemenea, testele de microbiom pe care le are în portofoliu Teste de Bine se pot comanda online de pe site-ul testedebine.ro. Echipa Teste de Bine livrează kiturile de recoltare fiecărui pacient în parte, oferă asistență în recoltarea corectă și asigură transportul probelor către laboratoarele din Europa și Statele Unite. Nu uitați însă că medicul este cel care stabilește care test este cel mai potrivit pentru un anume pacient în acest demers de personalizare a intervenției terapeutice. Îi mulțumesc doamnei doctor Oana Trifu Bulzan pentru prezență la acest webinar. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit până la final și vă doresc multă sănătate. Rămâneți alături de noi pe testedebine.ro.